Pentru această seară, așa cum am promis aproximativ acum 2 săptămâni, că ne vom opri puțin asupra problemelor legate de prorocie, o să avem o temă puțin diferită față de cea a familiei, dar o vom trata tot sub aspectul oamenilor care au fost proroci și prin harul și voia Domnului, dacă lucrurile vor decurge normal, în săptămânile următoare vom aborda atât teme de familie, luând alte familii din Biblie, cât și teme din această categorie pe care le-am intitulat proroci și prorocii. Așa am avut lumină din partea Domnului că este mai bine să luăm câteva teme la rând decât să abordăm într-o singură seară toată problema prorociei, pe care noi am mai abordat-o oricum și ea a fost abordată în cursul anilor, dar problemele sunt multe și poate mult mai bine învățăm așa pe îndelete fiecare lucru la vremea lui și încadrat ca atare. De ce am numit aceste teme proroci și prorocii? Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, vorbind despre proroci, versetul 15 în continuare, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Un indicator după care putem să îi cunoaștem pe adevărații proroci și prorocile de la Dumnezeu sunt chiar prorocii în sine, roadele lor. De aceea am numit proroci, pentru că prorociile se cunosc în primul rând după prorocii care sunt folosiți pentru pronunțarea lor. Și un alt cuvânt din Vechiul Testament, Deuteronom, capitolul 13, unde ne este recomandat să studiem prorocia. Deci studiem atât prorocul cât și prorocia. 13:1. Dacă se va ridica din mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, să n-asculți cuvintele, pentru că aceste cuvinte sunt contrare legii lui Dumnezeu. Și un singur cuvânt mă adaug, ceea ce spunea Apostolul Pavel, tratând problema darurilor, în 1 Corinten, capitolul 14, versetul 29, el scrie, cât despre proroci să vorbească 2 sau 3 și ceilalți să judece. Eu aș spune doar să gândim, fiind vorba de prorocii, de proroci, să gândim și în dreptul prorocilor, privind la viața lor, la roadele lor, și să privim și în dreptul prorociei, dacă potrivește cu Scriptura, dacă se împlinește sau nu se împlinește, deci să analizăm ambele aspecte. În această seară am luat 2 proroci din Biblie, Enoch și Ilie. Primul, Enoch, este primul proroc menționat în Biblie. Citim în Iuda, versetul 14, și pentru ei a prorocit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam. Nu că nu ar mai fi fost proroci înainte de el, dar este primul cu această terminologie proroc. Chiar numele lui înseamnă sfințit, consacrat, inițiat în taine, numele de Enoch. Și celălalt personaj pentru această seară, Ilie, care într-un mod neoficial, dar cunoscut de toți, este liderul prorocilor din Biblie. Numele lui reprezentând Jehova este Dumnezeu. El a trăit în una dintre cele mai negre pagini ale istoriei vechi-testamentale din timpul lui Israel, când a domnit dinastia Omri, Ahab, Ahazia și Ioram, unii dintre cei mai răi împărați ai lui Israel. Să-i luăm acum pe rând, mai întâi pe Enoch. Geneza, capitolul 5. El a fost, ne spune versetul 18, fiul lui Iared, și urmașul lui Enoch a fost Metusala, cel care a trăit cei mai mulți ani. Am putea deduce de aici, asupra faptului că Metusala a trăit cel mai mult, că Enoch l-a crescut bine și el și-a respectat tata și de-aia Dumnezeu l-a binecuvântat cu o vârstă înaintat. Este o posibilă explicație. Să vedem la Enoch viața lui, deci mai întâi îl studiem pe Enoch și apoi prorocia lui Enoch. Și despre viața lui, de 365 de ani, am notat trei lucruri. Citim aici, începând cu versetul 18, în Geneza 5, că a fost născut de Iared, apoi versetul 21, la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. La Enoch vedem o viață de umblare cu Dumnezeu în viața de familie. Nu ni se spune exact care a fost poziția lui Enoch în cei 65 de ani înainte de a avea pe Metusala. Dar după ce a avut acest copil, acest al 8-lea patriarh, Enoch, măcar că și-a continuat viața de familie, căci versetul spune, a născut fii și fiice, deci a fost un familist consacrat. Și totuși a avut o viață deosebită de umblare cu Dumnezeu. În general se spune, și sunt câteva argumente, de exemplu 1 Corinten 7, căci fata până este fecioară se îndelincește întru totul cu lucrările Domnului, apoi trebuie să mai ocupe cu lucrările vieții, ca să placă bărbatului. În general, oamenii din Biblie care au fost nefamiliști, cum ar fi Ioan Botezătorul, Pavel, Daniel și alții, au avut o consacrare specială, pentru că nu au avut familie și s-au putut consacra întru totul numai în lucrarea Domnului. Dar uitați, Enoch ne dovedește că și chiar având fii și fiice, chiar având familie, 300 de ani a putut să umble cu Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze pe cei cu familie. Și oricâți ani ar fi, să poată umbla împreună cu Dumnezeu. Un al doilea lucru, citim în Evrei 11:5 despre Enoch. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Enoch a avut o viață de credință și de fapte plăcute înaintea lui Dumnezeu. Ca și proroc, îl putem recunoaște ca proroc bun, pentru că viața lui de credință și faptele lui, care au fost plăcute înaintea Domnului, i-au dat posibilitatea să fie un adevărat om al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru aceasta, al treilea lucru, în finalul vieții nici măcar nu l-a lăsat să moară în mod obișnuit cum mor oamenii și a fost mutat de Dumnezeu. N-a mai fost găsit. Și cartea Evreilor ne spune că Dumnezeu îl mutase. S-ar putea pentru noi ca ultimă generație, dacă vom fi, să ni se potrivească și aceasta a treia împrejurare. Dacă, știu eu, chiar avem familii și umblăm cu Dumnezeu, trăim o viață în credință și în fapte ca atare, s-ar putea în final să fim și noi mutați. Și dea Domnul așa să fie. Să nu mai gustăm moartea. Și Apostolul Pavel spunea, nu că își dorește să moară, ci mai degrabă și-ar dori răpirea. Și făcea o precizare că noi cei vii care vor rămânea în Tesaloniceni 4. Poate noi am putea mai degrabă să spunem acest verset. Rămâne de văzut, este aceasta la voia Domnului. Activitatea lui Enoch acum ca proroc. O singură prorocie avem în Biblie, Iuda, versetele 14 și 15. Pentru cine a prorocit Enoch? Uitați în Iuda, de la versetul 3, ni se spune să ne luptăm pentru credința dată sfinților, dată pentru totdeauna. Și sunt luați la rând oamenii care au fost apostaziați, care au căzut. Spune că au fost îngeri care au căzut. Cei din timpul lui Sodoma, apoi Cain, Balam, apoi face referire la cei din Noul Testament, versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Sunt niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, că au fost aduși odată la viață, dezrădăcinați. Enoch a prorocit pentru oamenii căzuți, adică pentru oamenii care nu mai vreau să trăiască cu Dumnezeu. Sau cum ar fi acum în vremea noastră, Enoch a prorocit pentru cei care nu se țineau de pocăință, pentru cei care cădeau în apostazie, în necredință, în depărtare de Dumnezeu. Pentru oamenii aceștia a prorocit Enoch. Ce a prorocit? Două lucruri privind prorocia lui. Versetul 14. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Enoch a prorocit despre sfințenia lui Dumnezeu și a copiilor, a poporului său. Și versetul 15, ca să facă o judecată. Pe lângă sfințenie, Enoch a mai prorocit despre judecata dreaptă a lui Dumnezeu, împotriva tuturor, și să încredințeze pe toți cei nelejuiți de toate faptele și de toate cuvintele pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelejuiți. Enoch a fost un om care în acea vreme, înainte de potop, când oamenii se străcaseră, și spune Geneza 6 că și toate întocmirile din gândul lor și din inima lor erau îndreptate numai spre rău, Enoch s-a ridicat și a vorbit în numele Domnului, sub Duhul Domnului. Și le-a spus: Dumnezeu este sfânt și ai lui sunt sfinți și neprihăniți, cum a fost el și cum a fost Noe. Și pentru voi toți, a spus Enoch, va veni judecata lui Dumnezeu, pentru toate cuvintele și pentru toate faptele care le spuneți. Nu știu exact cum a fost primit Enoch atunci, sigur nu bine, spunea Domnul, lumea ar iubi dacă ați fi a ei, dacă am vorbit de bine. Dar, în general, prorocii sunt cei care se ridică împotriva păcatului și nelejuirii atunci când acesta iese în evidență și, în mod special, în momentele când iese la culme. Atât ne spune Biblia despre Enoch. Ilie, despre el avem mai multe lucruri precizate. Mare parte dintre ele sunt în a doua parte a cărții Întâi Împărați, începând cu capitolul 17. Aici, în versetul 1, se spune că Ilie Tișbitul era unul din locuitorii Galadului, partea de răsărit a țării Israel peste Iordan. Aici se pare că i-a vorbit Domnul și spune în versetul 1, Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Ilie n-a fost doar prorocul Domnului, și în primul rând a fost slujitorul Domnului, adică unul care a trăit mai întâi. Amintiți-vă cum spunea Dariu despre Daniel. Daniel n-a fost numai un proroc. Și a spus Dariu în Daniel 6,16, Dumnezeu căruia îi slujești, necurmat. Mai întâi viața lui Ilie și apoi activitatea lui. Ilie se pare că a fost necăsătorit, a avut o viață zbuciumată, în sensul trăirii pământești, nu zbuciume sufletești. Au fost și alea la locul lor. Dar chiar aici citim că datorită secetei care a venit în Israel, datorită păcatului lui Ahab, versetul 2, avem aici un prim popas, cel puțin menționat, al lui Ilie. Pleacă de aici, versetul 3, apoi, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. A trăit aici o vreme, poate câteva luni, poate un an, și ascuns la acest pârâu. Și minunea de aici este că a fost rănit de corbi, 2 mese pe zi. Asta aviz pentru cei care avem pretenții mai mari. V-ați gândit vreodată de unde i-au adus acești corbi carne și pâine la Ilie? În mod regulat. Și bea apă din pârâu. Oricum, este o minune, o taină la care e frumos să gândești. La minunile lui Dumnezeu nu toate ne sunt date în detalii. Parte din ele sunt lăsate să gândim asupra lor, asupra măreției lui Dumnezeu. De unde aduceau regulat? Dar nu o zi. Aici a locuit multă vreme. De unde i-au adus? Cum ascultă animalele de Dumnezeu? Oricum este o minune, repet, a Domnului. De aici, spune versetul 8, i-a vorbit cuvântul Domnului să se mute. Și s-a mutat în Sarepta, spune versetul 9, care ține de Sidon. Și apare aici o expresie: rămâi acolo, căci am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Vedeți cât de mult are Dumnezeu de grijă de slujitorii săi? Foamete să fie, urmăriți să fie, grijește de ei. N-a fi doar Dumnezeu mai credincios decât Obadea, care a ascuns, e tot mâna Domnului și acolo, 50 de proroci într-o peșteră, 50 într-alta, și cine știe ceilalți 6899 pe unde ar fi fost, până la 7000? Ascunși fiecare de Dumnezeu, câte unul, câte 50. Și apare aici Porunca Domnului, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Cum i-a fi poruncit Domnul? I-a vorbit într-un vis? A pus doar în conștiința ei că atunci când va veni Ilie să-i ceară mâncare, să-l asculte? Cum i-a poruncit? Nu știu cum i-a. Dar mă bucur că i-a poruncit și femeia asta a ascultat. Și Ilie a fost întreținut mai departe acolo. Așa a fost purtat Ilie și Obadia spune în 18:12, și apoi când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Ăștia din Israel erau obișnuiți cu Ilie, că îl duce Duhul Domnului. Și întoarceți o pagină, versul 46, și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab, până la intrarea în Israel. Posibil să fi fost dus de Duhul așa cum a fost răpit Filip, după ce a botezat pe fameni. Și poporul știa că Ilie are o traiectorie, cum spunea Domnul în Ioan 3. Cine este sub puterea Duhului nu știe de unde vine și nu știe unde se duce. Ilie ăsta nu avea un traseu dinainte stabilit, cel puțin anunțat pentru ei. Duhul Domnului răpea și îl ducea. Și îi dădea porunci, te duce acolo, te duce acolo. Ascuns, pentru că spune versetul 10 din capitolul 18, viu este Domnul, că n-a rămas împărăție sau popor să nu fi trimis Ahab să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Cel mai mare proroc stătea ascuns sub porunca Domnului și oamenii îl căutau să-l omoare, dar nimeni n-a putut pune mâna pe el. Apoi a urmat o apariție publică a lui Ilie. Spune Dumnezeu în capitolul 18, versetul 1, du-te și înfățișează-te. Și ajunge Ilie la muntele Carmel și avem acolo acel altar când s-a pogorât focul din cer. Avem aici o predică a lui Ilie și o aplicație practică când îi ucide pe acei proroci al lui Baal. Și după aceasta iară vine un drum de singurătate. În capitolul 19 citim că pe Ilie îl apucă puțină frică și de acum pleacă la Berșeba, netrimis de Domnul. Își lasă slujitorul acolo, se duce în pustia Iudeii, vine un înger și aduce mâncare de 2 ori, pleacă 40 de zile până la muntele lui Dumnezeu Horeb. La Horeb din nou se întâlnește cu Dumnezeu și este trimis din nou în Israel. Îl ia pe Elisei și-a urmat această viață a lui. Am amintit lucrurile acestea, aceste popasuri, dacă le putem numi așa, căci Ilie, fiind unul fără casă, fără familie, a fost purtat de Domnul, de Duhul Domnului, ba pe picioarele lui, ba cu aripile lui Dumnezeu, dintr-o parte într-alta, ba în public, ba ascuns. Asta a fost viața lui Ilie. Și în final, chiar și traseul răpirii ne dovedește că Ilie a fost un om care umbla din loc în loc. Citim în 2 Împărați, capitolul 2, că a fost la Gilgal. Și i-a spus lui Elisei, mă trimite Domnul la Betel. Elisei după el. De acolo spune, mă trimite Domnul la Ierihon. De acolo Domnul mă trimite la Iordan. Trece Iordan, ajunge în țara Galadului și de unde a plecat, de acolo le-a Domnul. Din Galad a plecat și din Galad le-a Domnul la cer. Chiar ultimele lui clipe sau zile au fost o umblare continuă prin toată țara lui Israel. Ne oprim aici privind viața lui Ilie și să urmărim acum activitatea sa ca proroc. Aici sunt lucrurile interesante. Mesajele lui, cuvântul Domnului pentru el, apar aceste expresii. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie astfel. Întâlnim o exactitate în aceste mesaje încât nu a existat nicio abatere. Amintiți-vă de la Samuel. 1 Samuel 9:6. Tot ce vorbea Domnul prin Samuel, niciun cuvânt nu cădea la pământ. Nu se putea să nu se împlinească. Ilie doar și-a făcut rolul de a transmite exact ce a spus Dumnezeu. Exact cum mai târziu în cartea Ezechiel, în capitolul 37, la acel cuvânt miraculos, o vale plină cu oase, și Dumnezeu îi spune, du-te și vorbește. Și acele oase, în final, din ele a născut sau a renăscut o mare oștire. Citim în 37 Ezechiel, versetul 7 și 10, prima parte, am prorocit cum mi se poruncise. Și versetul 10 la fel, am prorocit cum mi se poruncise. Cât privește mesajul profetic al lui Ilie, exactitatea iese în evidență la orice pas. Și în Biblie e scris foarte frumos, toate prorocia în ghilimele. Și cum spune Pavel, acesta e cuvântul Domnului. De aici încolo, altfel spus, sunt explicațiile mele. A nu confunda, cum spune prorocul Ieremia, greu cu paiele. Până la un loc a vorbit Domnul și când termin de spus ce a vorbit Domnul, poți să spui amin. Nu numai așa să fie, așa va fi la ceea ce Domnul a vorbit. Mare parte din mesajele lui Ilie sunt pentru sine. Dumnezeu a vorbit pentru lucrarea lui, ce trebuie să facă el? Și o altă parte din mesaje sunt pentru alții. Rețineți această problemă. Domnul nu ne vorbește numai pentru alții, ce să spunem la altul, și mare parte din mesajele profeților sunt pentru sine, ce au de făcut ei ca proroci în lucrarea lor. Așa a fost și la Samuel. Așadar, mesajele lui Dumnezeu către Ilie, pentru Ilie, ce să facă și cum să facă. Capitolul 17 din prima carte a Împăraților, versetul 2. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie astfel. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă râul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Punct. Cum vi se pare mai ieftin? Să-i prorocești la cineva, auzi, Domnul ți-a vorbit să pleci în America și lasă să plece pe cuvântul tău, sau să vorbească Domnul ție pentru tine, du-te în America. În ce avea mai mare siguranță? Aici Dumnezeu nu a spus lui Ilie să spună la cineva unde să se ducă, a spus lui. Tu pentru tine ai mai întâi tu siguranța în ce vorbești, Domnul, tu ai aplicat ce pui pe alții să aplice? Un cuvânt greu să zic, vom vedea noi. Ai tu credință că prorocia se folosește în măsura credinței. Este ieftin să-i spunem al doilea ce să facă, dar noi să ne spună Domnul ce să facem noi. Uitați ce exact îi dă Dumnezeu niște repere aici. Te duci acolo, dar nu stai în văzul lumii, stai ascuns. Iar problemele de viață, hrana, ți-am asigurat-o acolo, prin niște corpi. Posibil, dacă nu era sesizat, Ilie să nu fi colaborat cu corbi și când veneau cu mâncare să fi dat după ei. Dar Dumnezeu l-a informat exact ce are de făcut. De acolo bei apă, de acolo te hrănești. Un al doilea mesaj, tot pentru el. Versetul 8. Când n-a mai căzut ploaie în țară și a secat pârâul, atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta și am poruncit unei femei să te hrănească acolo. Din nou vedem aici minunea lui Dumnezeu. Dar s-a împlinit mesajul lui Dumnezeu către Ilie? Nu exista posibilitatea să spună femeia, nici nu vreau să aud de tine. Cum a zis Nabal când l-a trimis și lui David. Astăzi mulți slujitori care fug de la stăpâni. Cine sunteți voi? Să-mi iau eu apa mea? Și Nabal a avut mult și n-a dat. Dar dacă s-a dus după cuvântul Domnului, spunea un frate care trebuia să meargă pe Ioan Ceaușescu cu un transport de Biblii, spunea, mă, dar n-am benzină, știți că era la cot. Și Dumnezeu a spus, du-te la Peco, că am poruncit de acolo vânzătoare să-ți dea benzină. Dar, Doamne, n-am cartelă. Du-te. S-a dus, Doamne, n-am cartelă, vreți să-mi dați benzină? Păi și așa auzi că mă dă afară, măcar să mai fac un bine. Hai, ține că-ți fac plinul. Dacă Dumnezeu a vorbit, nu contează ce a vorbit, se împlinește. Indiferent în ce domeniu. Numai să fii tu mai întâi încredințat în mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Tu să le aplici. E ca și la predică de altfel, nu? Spunem, fraților, dați în numele Domnului, dar noi nu dăm în numele Domnului. Și predica și prorocia mai întâi este pentru mine. Mai întâi eu verific, mai întâi mie îmi vorbește Dumnezeu. Apoi capitolul 18, versetul 1. Un alt mesaj al lui Dumnezeu către Ilie, pentru Ilie. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al 3-lea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Uitați, până acum Dumnezeu a spus, stai ascuns, Ilie. Și de acum îi spune, ieși în față. Știți, spune Biblia în cartea Iov că Dumnezeu vorbește și într-un fel și într-altul. Și asta putem lua într-un sens mai larg. Sunt meșelele că Dumnezeu te spune du-te sau altele care te spune stai. Și trebuie să știi, noi poate ne obișnim la un moment dat tot cu du-te sau cu ascunde-te. Și pe când îmi spune ieși, dar asta e tot Domnul are care îmi spune. acea siguranță. Și cred că dacă Ilie, de altfel este foarte simplu. Dacă stai în fiecare zi înaintea Domnului și toată ziua îi cunoști vocea și o asculți, cum spunea Domnul în Ioan 10, oile mele cunosc glasul meu. Dacă toată ziua stai cu nevasta în casă sau cu frații care îi cunoaștem, când ne sunăm la telefon, nici nu mai ne prezentăm cine suntem, când ne cunosc vocea, mai. Și Dumnezeu cu Ilie se cunoșteau. Ilie știa ce timbru are vocea lui Dumnezeu, știa cum sună. Și fie că îi spunea vino la tine, fie că îi spunea vino tu la mine, era același lucru. Eu cred că aici spune pe scurt să se împătășeze în fața lui Ahab, dar tot ce a făcut Ilie cu rocii pe muntele Carmel și toate, cred că Dumnezeu a dat și amănuntele necesare, dar nu sunt scrise toate aici în detalii. El a ascultat și s-a dus înaintea lui Ahab. Apoi, în capitolul 19, aici tare și aș vrea eu să mă aud de proroci. 19 cu versetul 9 și 13. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Ieși pe munte. Versetul 10. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și versetul 13 vine Domnul acolo și îi spune, și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? Știți cum interpretez eu asta? Ilie, tu aici ce faci? Adică aici care e lucrarea ta? Tu nu vezi că nu mai lucri? Că ai intrat în peșteră, la odihnă. Ce-i cu staționarea asta? Uitați, pentru proroci am putea să spunem că sunt două faze din acest punct de vedere. Ei sunt în lucrare, sunt pe zid, sunt pe turn sau sunt în repaus, undeva lângă zid. Și uitați, citim și în alte pasaje din Biblie lucrul acesta. De exemplu, Habacuc 2:1. Spune acest proroc: m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Sau spune cartea profetului Ezechiel, capitolul 3, versetul 17. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel când vei auzi un cuvânt care iese din gura mea, să-i înștiințez din partea mea. Și tot Ezechiel 33 cu 7. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel, tu trebuie să asculți cuvântul care este din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Spuneam și la Samuel că și preoții, de exemplu, le venea rândul să slujească atunci. Și știai că până îți vine rândul, ești în ceata a 7-a sau a 8-a, stai cu minte. Dar la proroci au și ei, săptămâna asta e de... sau noi avem vreo împărțeală, săptămâna asta de serviciu următorii proroci, săptămâna cealaltă ălalți proroci, ăștia-s liniștiți. Nu, la proroci nu este ordin de a sta în peșteră. Ce faci aici? Care ți-e activitatea? Nu vezi, Ilie, că nu mai faci nimic? Ieși afară. Și mesajul care le-a dat Dumnezeu a spus: treci înapoi în Israel. Treci înapoi în Israel, te duci la Hazael, la Iehu și la Elisei și rezolvi probleme mai departe. Știi, Ilie, care a fost viața ta de până aici? De colo-colo. Acum ai fugit și te-ai și închis. De ce s-a închis Ilie? De frică. Într-adevăr, a sta înaintea Domnului și a face lucrarea Domnului sunt probleme. Și teama este. Numai că spune Noul Testament: n-am primit un duc de frică. Mi-a povestit recent cineva, apropo de frică, pentru că încet, încet, noi vorbim de martiraj, dar pe când se apropie, poate frica ne cercetează. Mi-a povestit un frate, are 98 de ani, a fost mai de o săptămână și ceva pe la noi. Pe vremea Ceaușescu, undeva pe la Valea Florilor, pe lângă Cluj, s-au dus undeva și s-au adunat într-o zi, așa mai pe ascuns. Au fost mulți, vreo 50-60. Și la un moment dat cine a venit și a spus, de la securitate și de la poliție vin, de la miliție, că era atunci. A spus că toți s-au împrăștiat, numai patru s-au urcat în pod. Și eu am rămas în mijlocul lor. Și nu știam că de-a dus, m-au dus pe stăcâmp, unde să mă duc? Avea atunci vreo 85-86 de ani. Unde să mă duc? Și am rămas acolo, mă dumeau la stânga, la dreapta, am apucat pe uliță. Pe stradă, curios, m-am întâlnit exact cu securistul și cu milițianul. Domnule, mai de care. Au prorocit și au făcut toate cele. Dar când a fost un zvon, capoternichile s-au îmbrășteat. Nu că e greșit a fugi, uneori. Dar dacă frica ne stăpânește, nu o să ni se mai predici după Scripturi, nici nu o să mai pui în față că ți-e frică. Frica... Știți ce a făcut frica la Gedeon? Nu i-a spus Dumnezeu, băi, cât o fă fricoși? Mulți, nu? De ce ne-o testa la altceva? Frica este un test extraordinar pentru lucrător. Când ți-e frică, nu mai faci lucrare. Cu fricoși nu se face război. Ori noi, în plan spiritual, suntem în război. Bine este că Ilie a înțeles și Dumnezeu la Mesaru s-a întors înapoi și a continuat lucrarea. Dacă de cumva am stat și noi în vreo peșteră de frică sau vreun alt motiv, Domnul să ne ajute să ieșim afară. Să nu ne fie frică că nu vorbim de la Domnul, că oamenii nu vor asculta. Sunt situații, a spus Dumnezeule Chel, du-te și spune-ne că te ascultă, că nu te ascultă, tu le spui. Care e cuvântul Domnului? Nu este treaba noastră în final că ne vor crede sau că nu ne vor crede. Treaba noastră este să spunem cuvântul Domnului, mai întâi după ce l-am trăit și după ce noi, pentru noi, îl aplicăm. Și un alt mesaj al lui Dumnezeu pentru Ilie, cred că a fost și cu ocazia răpirii la cer. Știți, rezultă din acel text, din contextul, din 2 Împărați 2. Știa Ilie că va fi răpit la cer și spune Elisei, auzi, rămâi aici, mergi mai încolo, rămâi aici. Dacă știau fiii prorocilor, cum nu știa Ilie? Dumnezeu îi înștiințează pe ai săi, în mod special pe proroci, de diferite lucrări care le face cu viața lor și de asemenea în jur. Apoi cuvântul Domnului prin Ilie către alții, atunci când prorocim pentru fratele, pentru sora, pentru biserica întreagă sau pentru un oraș sau o națiune. În primul rând, 17:14, un cuvânt al Domnului prin Ilie către văduva din Sarepta. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea, unde lemnul din cior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Așa s-a întâmplat? Uitați, 16 prorocie exactă. Astea nu se vor împuțina și cu termen, până atunci. Și s-a împlinit întru totul acest cuvânt din partea Domnului. O a doua prorocie, privind ploaia, 17:1, îi spune el lui Ahab, viu este Domnul că în anii aceștia nu va fi nici rouă, rețineți, nici rouă n-a fost, nici ploaie, decât după cuvântul meu, care era cuvântul Domnului, sau cuvântul lui luat în rugăciune, că după cum se ruga el, Domnul a lucrat. Și tot legat de ploaie, citim în 18:1. L-a trimis Domnul să-i spună la Ahab, vezi că va veni ploaia. Și de asemenea 18:41, apoi le-a zis lui Ahab, suiete de mănâncă și bea că-și se aude vuiet de ploaie. Dacă n-a fost nici nor, unde a auzit el vuiet de ploaie? Apoi versul 44. A 7-a oră slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. El i-a zis, suiete și spune lui Ahab, înhamă și pogoară-te ca să nu te oprească ploaia. Un cuvânt exact care s-a împlinit ca atare. Un alt cuvânt al lui Dumnezeu prin Ilie către Ahab, 21 capitol, cu privire la via lui Nabot. 21:17. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitu astfel, du-te înaintea lui Ahab, și versetul 19, să-i spui, așa vorbește Domnul. Nu ești tu un ucigaș și un hoț? Ce vreau să urmărim aici? Cum i-a descoperit Dumnezeu, așa cum spune în Corinteni, tainele lui sunt descoperite. A fost dat pe față în tocmai. Nu ești tu un hoț și un ucigaș și a spus exact păcatele? Și apoi să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde a luat câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Amintiți-vă și de prorocile de la Samuel. Te vei duce acolo, vei întâlni oameni așa, te vor servi cu așa, de acolo ți se va întâmpla așa, așa. Deci niște lucruri descoperite exact, fără vreo abatere. Și apoi, deci nu numai că îi descopere ce a făcut, dar îi spune și pedeapsa. În multe prorocii din Biblie întâlnim pedepse, multe prorocii sunt pline de pedepse, care Dumnezeu le va da pentru cei care păcătuiesc. Și de asemenea Dumnezeu i-a descoperit lui Ilie, referitor la Ahab, versetul 28, și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab? Parcă e aici un dialog așa între Dumnezeu și Ilie. Ai văzut ce a făcut? Ce i s-a întâmplat? Pentru că s-a smerit, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Tot cuvântul lui Ilie, tot cuvântul Domnului spus prin Ilie, s-a împlinit exact și cu nominalizări ca atare. Când se va împlini pedeapsa, cine o va aduce, cine o va executa, cum va muri Ilie, cum va muri Ahab, cum va muri Izabela. Că Ilie nu a murit. Un alt mesaj, 1 Împărați, capitolul 2 Împărați, capitolul 1, pentru Ahazia. Ahazia, împăratul lui Israel, era bolnav și a trimis 50 de oameni cu o căpetenie să întrebe pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului, după ce Ilie i-a oprit, să-l aducă pe Ilie acolo. Știți, două căpetenii cu câte 50 a lor au fost ucise cu foc din cer, a treia a avut trecere și apoi spune versetul 16, el a zis, așa vorbește Domnul, pentru că ai trimis Sol să întrebe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Ahazia a murit după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Poate i-ar fi greu unui proroc de acum să spună unui bolnav, nu neapărat să-i spun, măcar că aici s-a spus. Domnul mi-a descoperit că va muri și a murit. Sunt situații mai multe, eu cel puțin cunosc două, când au fost bolnavi luni în șir oameni în jur de 30 de ani și au fost mesaje foarte multe că Domnul va lucra și că nu va muri. Și au decedat persoane. Au fost și că va muri, exact. Dar cum rămâne cu acele mesaje care au fost așa? Chiar la Simeria am fost cu niște frați și ne-au bombardat că era un caz proaspăt la evangelizare. Frate, cum rămânem cu astea? Am spus, băi, nu-i băgați pe toți într-o oală că faceți greșeală. Domnul a vorbit exact, anumite mesaje le-ați interpretat voi greșit și unele, într-adevăr, vor fi prorocii mincinoase. Cunosc și un caz în Moldova când vreo 30 au spus că va muri, că deja lua morfină în cantități foarte mari. Trăiește și în zi de azi și este vreo 7-8 ani de atunci. Și n-a murit. Și doar prin doi a fost că nu moare. Și n-a murit. Dumnezeu are și pe Ilie, are și pe Elisei, dar că mai sunt 400 și 450 de alții, acum depinde la care te duci. La dia care spun cum îți place sau de la care spun așa vorbește Domnul. Și Domnul așa vorbește. În mod special în momente de criză, cum ar fi boli, necazuri, ce să faci? Vezi pe cine întrebi. Doamne, să mă sui? Am auzit recent un caz, nu știu cât de adevărat, dar e un caz care poate fi posibil, că au venit unii și au luat la întrebări, ca să nu spun și la bătaie pe cineva, spunând că ne-ai trimis dincolo, că Domnul va binecuvânta și veni înapoi cu mâinile goale. Un caz mai recent. Deci când e vorba de niște lucruri de căpătâi în viață, vezi pe cine crezi, pe cine întrebi, pe Baal-Zebub sau pe Domnul Dumnezeul lui Israel? Ce credeți că îi spunea Baal-Zebub? Nu știu ce îi spunea. Eu cred că îi spunea după cât era de mare valosul care îl ducea ăștia. Nu? Deci au spus exact ce i-a spus din partea Domnului. Și un alt mesaj prin scrisoare. Cartea a doua Cronicilor, capitolul 21. Ioram, împăratul lui Iuda, fiul lui Iosafat, jinerele lui Ahab, versul 12. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie. Au zis, trimitea mesaje și prin scrisori de prorocie. Pentru că ai umblat în calea împăraților, pentru că n-ai umblat în calea tatălui tău Iosafat, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, au zis pedeapsă. Versul 14. Domnul te va lovi cu o mare rugie pe poporul tău, fiii tăi, nevestele tale, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală așa și așa, ți se va îngrena din zi în zi până când vei muri din pricina tăriei bolii. Și întoarcem pagina. Și a venit război peste Iuda, s-a împlinit în totuși peste casa lui și a venit boala peste el exact. În Biblie, când este vorba de prorocii Domnului, întâlnim exact cuvântul Domnului. Și unele dintre ele au fost mesaje grele, cum a fost acel prin Samuel, copil mic fiind, sau acesta prin Ilie, ca un mare proroc. N-a fost ușor să vorbească așa ceva, să vorbească despre un împărat așa ceva, dar s-a împlinit întru totul și la timp. Mai adaug un lucru privind activitatea de proroc a lui Ilie, legătura lui cu alți proroci. Avea un slujitor, apoi a colaborat cu Elisei și i-a lăsat o măsură specială de Duh. Când a fost să fie răpit la cer, Duhul din fiii prorocilor știau și ei tot la fel, toți spuneau la fel, numai că unii tăceau. Din mai mulți proroci, nu se poate ca Dumnezeu prin unul se descoperă de cineva că trăiește și de altul că moare, că va fi răpit și că nu va fi răpit. Numai că nu toți vorbesc, numai unul le se dă să vorbească, alții tac și păstrează pentru Duhul lor. Sau tot în timpul lui Ilie, urmăriți, când a avut Ahab războiul cu Ben-Hadad. Mai erau și alți proroci care proroceau. Nu este greșit că dacă se zic că este un proroc folosit de Domnul mai special, ceilalți mai mărunțiți și atacă și ei. Vorbe și la vremea lor și la locul lor. Dar peste tot aceștia era același Duh. Și toți spuneau la fel cum și a lui Ahab, când a fost vorba cu Mica, toți spuneau la unison. Ai Domnului toți prorocesc la fel și ceilalți de asemenea prorocesc la fel. Și încă alte două aspecte despre Ilie, legat de alte probleme, nu de prorocie. Ilie ca predicator și Ilie ca om al rugăciunii. În 1 Împărați 18 avem aici o predică a lui Ilie la muntele Carmel. A făcut acolo o adunare specială și aici avem predica lui Ilie și dialogul lui care l-a avut cu cei din Israel. Capitolul 18, versul 18, apare dialogul cu Ahab. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu. Versul 21. Asta n-a fost prorocie, asta a fost predică. Până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după El. Poporul nu i-a răspuns nimic. De exemplu, uitați-vă la viața lui Ilie și uitați-vă acum la mesajele prorocilor și faceți deosebirea dintre prorocie și predică. La prorocie a descoperit anumite lucruri, a vestit anumite mesaje, iar când a fost vorba de predică, a spus realitatea, măi, nu vedeți că nu sunteți pocăiți, că mă umblați după Baal. Asta nu trebuia prorocit, că să știa în Israel că umblă după Baal, nu? Nu era vorba de prorocie aici era vorba de predică. Și le-a predicat și le-a spus, uite, așa și așa, și a dialogat cu ei. Aici nicăieri nu se spune așa vorbește Domnul. Când a prorocit a spus așa vorbește Domnul. Iar când a predicat și a dat explicații, și a avut discuții și dialog cu ei, asta a fost cu totul altceva. Și ce mai văd aici la Ilie, versetul 40, după ce s-a gătat biserica, Domnul și-a dat dovada cu foc din cer, a trecut la aplicație. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-a pus mâna pe ei, Ilie a pogorât la părul Chison și a junghiat acolo. Știți, că pe diavolul nu-l deranjează la urmă dacă predicăm noi cum vrem, dar nu trecem să pedepsim răul. Dacă plecau ăștia liniștiți acasă, până duminica viitoare, iar să rugau lui Baal. Dar Ilie, după ce a predicat, după ce le-a dovedit, a trecut în aplicare. Și pe ăștia i-a dat afară din Israel. I-a dat afară și din lumea asta. Pentru noi e mai simplu. Nu mai dăm afară din biserică. Păi ce rost ar fi avea toată predica lui Ilie, dacă pe ăștia îi lăsa în pace? Să strice mai departe? Credeți că se pocăiau ăștia după predica asta? Se pocăiau. Că dacă se pocăiau, se pocăiau când le-a predicat Ilie la început. Dacă Baal e Dumnezeu, voi nu sunteți conștienți, nu vă dați seama, uite, n-a plouat de atâta vreme. Zeul vostru a fertilității n-a putut să dea ploaie. Tot nu sunteți conștienți, tot străgați la el. Nu vi se pare că Ilie puțin este cam dur? Dar a fost prorocul Domnului, așa-i? Și l-a luat Domnul la cer. Și este plin în Biblie de astfel de cazuri. Vă aminteam la Samuel, cât a fost Samuel de dulce. Dacă nu trebuie să ucidă pe Agag, a spus, dați o sabie în coașă, că rezolvă. Dar să faci Samuel, pe prorocul Domnului, să ucidă pe ăștia, mă? Sunt cele două laturi ale lucrării de care vă spuneam la Samuel și nu se poate una fără de alta. Putea să-i spună domnului Ilie, după ce terminai pe Carmel, cum i-a spus la Saul, păi dacă l-ai cruțat pe ăștia, ăștia nu mai puteau fi recuperați. Domnul l-a mustrat pe Iehu mai târziu, că a umblat în calea lui Roboam și a ținut viței, dar pentru că au omorât pe preoții aia lui Baal când au făcut sărbătoarea aia și i-a dus în eroare, nu l-a mustrat nicăieri. Aia era numai normal să o facă. Și un alt aspect al vieții lui Ilie, viața lui de rugăciune. O slujbă de prorocie presupune o viață de rugăciune. Personal nu-mi plac prorocii care cum te pui pe genunchi, e ca și cum ai băga castofolul în priță și dau drumul la prorocie. Și nu termina prorocia, zice amin. Ăștia nu sunt oameni care se ruga, ăștia sunt numai prorocii. Prorocii au o viață de rugăciune și pe fundalul rugăciunii vine prorocia. Dar dacă e numai prorocie, rugăciune nu-i, nu știu ce fie acolo. Dați despre viața lui de rugăciune, ni se spune că prin rugăciunea lui, spune Iacov, capitolul 5, versul 17 și 18, Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. N-a fost un semiziu, nici un înger, ci s-a rugat cu stăruință. Să nu ploaie, să n-a plouat. Versul 18, apoi s-a rugat să plouă și a plouat. Ilie, prin rugăciune, a avut puterea asupra apei, asupra naturii și asupra focului. La rugăciune a coborât focul din cer. Și nu s-a rugat acolo atât de mult la fața locului. Când spune, cum spune Biblia că s-a rugat cu stăruință? Deci înțelegem că a avut o viață de rugăciune. Ce a făcut Ilie ascuns acolo? La părul Cherit, de exemplu. În public s-a rugat aici scurt când a fost în fața mulțimii. Dar Dumnezeu i-a ascultat această rugăciune. De asemenea, 1 Împărați 17 s-a rugat pentru bolnavi, am putea spune, pentru acel copil bolnav, chiar mort, al femeii. Uitați ce frumos se roagă Ilie aici, 17 cu versetul 20. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne, atât de mult să mânești Tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie. N-a rezistat Dumnezeu în fața rugăciunii lui Ilie. Ilie era un om care nu lăsa pe Dumnezeu în pace. Și avea acces și trecere pentru că era un om pocăit, am spune noi, în termenii noștri. Și apoi, rugăciunea lui pentru popor, 18, cu 36 și 37. Auziți ce dorea Ilie pentru biserică? Ce ar trebui să dorim noi pentru biserică? Ce dorea el pentru Israel? Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Eu cred că Ilie nu era înțeles. Și Ilie s-a rugat, Doamne, fă să priceapă că n-am făcut de capul meu. Fă să înțeleagă că Tu ești Dumnezeu, că ce fac eu, așa spunea și Moise, că n-au făcut din capul lor ce au făcut în pustie și făcea că așa îi spunea Dumnezeu. Dar poporul nu înțelegea asta și foarte frecvent se întâmplă așa. Nu există înțelegerea. În Noul Testament la Domnul Isus, ucenicii nu-L înțelegeau, dar de ce faci așa? Și totuși Domnul Isus umbla exact după îndrumările și inițiativa lui Dumnezeu. Și apoi se roagă versetul 37, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu ești, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Credeți că numai atunci s-a rugat Ilie pentru Israel? Nu spune el degeaba, am fost plin de râvnă pentru poporul Tău. Da, ăștia au dărâmat altarul, au făcut ce au făcut. Haideți, în vremea aceasta, când poporul calcă pe urmele Israelului, să ne rugăm ca Domnul să-i trezească. Și Domnul să ține mai mulți de 7000 în picioare. Să-i ține pe toți care sunt sinceri, nu-și vor pleca genunchiul, nu-și vor săruta și nu vor face ceea ce este neplăcut înaintea Domnului. Ilie a avut o viață de rugăciune. S-a rugat pentru bolnavi, s-a rugat pentru Israel în primul rând, ca să vadă ei lucrarea Domnului, să înțeleagă care e voia lui Dumnezeu pentru ei. Aceasta este o rugăciune foarte importantă. Și să încheiem reamintindu-vă că prorocii în Biblie, gândiți-vă puțin la Vechiul Testament și la Noul Testament, dacă vreți. Când au fost cei mai mari proroci în Israel? Ilie, Elisei, Isaia, Ieremia. Nu că au fost atunci când poporul a fost mai străcat? În timpul lui David, vă dau un alt exemplu și pricepem ușor. David avea doi proroci, Gad și Natan. Când iese ei în evidență? Când a fost David bun sau când a păcătuit David? Păi Natan apare când a păcătuit cu Batseba, Gad apare când a păcătuit cu numărătoarea. Proroci iese în evidență când apare păcatul, când e apostazie, când e rău în popor. Când a fost David cu minte, păi Gad și Natan nu i-au prorocit numai cu templu și cu alte lucrări. Dar în mod special, când poporul se străcă, prorocii ies în față. Ies în față și arată care este cuvântul Domnului. În acele vreme au fost cei mai mari proroci. Când străcăciunea a fost cea mai mare. Atunci este locul pentru proroci. Când este păcat în biserică. Când toate sunt bune, au și ei locul lor. Noi scoatem la pensie, numai atunci e ca și ăștia la intervenții că nu se strică nimic, numai merg și verifică. Dacă totul e în regulă, acolo sunt butoane, ne mai pun câte un afiș cu norme tehnice. Dar când se strică instalațiile, pe ăștia lucră full time, cu zi cu noapte. Așa și proroci. Când îți defecțiuni, atunci e de lucru. Când toate merg în linie, este mai puțin de lucru. Noi am vorbit despre Enoch. O singură prorocie știm despre el. Nu știu cât o fi prorocit. Dar a avut treabă cu sfințenia, cu judecata și cu păcatul. Asta l-a încurcat și pe împărat. Când a început Pavel să vorbească de înfrânare, de judecata, a spus, Pavele, mai predici din asta. Și mai frumos, mai cu îngăduința creștină. Ilie, foarte tranșant, foarte categoric în fața păcatului. Cuvântul Domnului așa este, nu cu Baal, ci cu Dumnezeu. Doi proroci, unul familist, unul nefamilist. Amândoi răpiți la cer. Ce-o fi vrut Dumnezeu cu ei? Unii spun că mai au ceva de lucru încă prin Apocalips. Vom vedea. Noi am avut treabă doar sub acest aspect al prorociei lor. Primul proroc și cel mai mare proroc. Dar între ei parcă sunt frați. Dea Domnul și prorocii noștri să fie frați cu ei. Să știe care este locul. Și pe măsură ce vom studia și alte cazuri de proroci din Biblie, unde vedem că nu-i bine, ne retușăm și ne îndreptăm. Dar în mod special, viața de rugăciune, să nu confundăm predicarea cu prorocia, să ținem cont că Dumnezeu ne vorbește mai întâi pentru noi, ce să facem noi, să fim în stare să spună Domnul ție și să faci tu ceea ce Domnul spune, apoi să spui altora, să știi când a spus Dumnezeu amin și să nu adaugi peste aceasta nimic, să urmărești tu în primul rând dacă se împlinește, că își vă spuneam prorocii din Biblie și au scris ei cărțile, acum invers, le scriu alții prorociile și alții se bat, oare s-au împlinit sau nu s-au împlinit? Ia să scriem noi și noi să urmărim dacă se împlinește sau nu se împlinește. Pentru că lucrarea Domnului de prorocie e foarte frumoasă și în Apocalipsie e scris, mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Da, trebuie să ne încadrăm în Scriptură, că dacă nu, dar nu-i voie să fie așa. Zicea un frate, că dacă nu rămâne numai cu prorocii Bibliei, noi vrem și acum, nu numai cu ea din Biblie. Ăștia din Biblie știm că-s lumină, -s lacrimă, dar vrem ca Domnul să dea și acum aici în lucrare. Și având în vedere un cuvânt mai în urmă în câteva luni, cum că Domnul va curăți vasele sale și le va opri, sau eu dacă nu zic, să le curățească Domnul toate fântânile câte sunt. Numai dacă cineva chiar nu mai poate fi recuperat. Dar oricum, acolo când Domnul vorbește, Domnul se ungă pe ei să vorbească. Iar de cum va fi vreun duh de inducere în eroare, Domnul se păzească și pe prorocii respectivi. Și Domnul se păzească și poporul care ar urma să fie dus în rătăcire prin ei. Domnul să ne ajute la toate acestea. Amin.